Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Matei, capitolul 11. O să citim trei versete, versetul 28, 29 și 30. Matei, capitolul 11, trei versete. De la versetul 28, care spune în felul următor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, spunea Mântuitorul Iisus Hristos. În această dupămasă Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă pentru noi, un cuvânt care ne va ajuta să înțelegem cât de important este să fii în Hristos și cât de important este ca Hristos Domnul să fie Domnul și Mântuitorul tău. În momentul când Mântuitorul vorbește, Matei capitolul 11, vorbește și se adresează mai multor categorii de oameni și el le face această invitație și le spune în felul următor: veniți la mine. Este una dintre cele mai fascinante și mai deosebite afirmații pe care Mântuitorul Iisus Hristos le face și le face cu precădere oamenilor de toate genurile și oamenilor care au diferite statute sociale în vremea aceea. Pentru că în momentul când Domnul Iisus Hristos le lansează această chemare să vină la El, El se adresează tuturor oamenilor care într-o anumită măsură sau fiecare diferit sufereau de anumite împovărări. Sufereau de anumite legături, sufereau de anumite lucruri cărora nu le puteau face față. Și Mântuitorul Iisus Hristos în versetul 28 vine și le spune în felul următor: toți aceia care sunteți trudiți și împovărați, veniți că Domnul este acela care poate să deie odihnă. Și o să vorbim în seara aceasta despre jugul pe care Hristos, despre care Domnul Iisus Hristos vorbește. O să, bineînțeles, o facem o analiză și la alte juguri, să vedem ceea ce există, pentru că dacă nu ești angrenat în jugul lui Hristos, să știi că o să fii angrenat în alt jug. A fi angrenat în alt jug înseamnă să tragi la un jug nepotrivit, să tragi la un jug oarecare, să fie jugul acela care era deseori pus pe grumazul animalelor să poată să tragă, să tragă o anumită greutate. De cele mai multe ori era carul acela. Mi-aduc aminte când Domnul mi-a pus pe inimă mesajul acesta, m-am stat și m-am gândit la un fenomen pe care îl vedeam în localitatea unde am copilării, de fapt la bunica la țară. Crescând la oraș, în fiecare vacanță de vară, mami, nici nu terminam bine școala, că ne ieșim pachetat și ne trimitea la bunica, unde bineînțeles că era o plăcere pentru mine să mă duc acolo, pentru că era altceva decât ceea ce putea să ofere un oraș aglomerat. Și ori de câte ori mergeam acolo, eram fascinat de lucrurile care le vedeam. Adeseori stăteam pe laviță, să zicea la noi, la Călătani. La laviță era o bancă din aia așa de scândură pe care stăteau bătrânii și noi copiii stăteam lângă ei și de multe ori când nu era prea multă treabă, stăteam acolo și se strângeau mai mulți vecini, nu stăteau cu telefoanele în mână așa cum stau cei mai mulți astăzi, nici n-au puțin timp, 30 de secunde, că imediat primul lucru ia telefonul să mai butoneze telefonul, să vadă ce mai e. În vremea aceea nu erau telefoane și dacă erau, erau numai telefoane cu fir și oamenii nu erau așa legați de device-ul acela, ci oamenii stăteau și aveau o părtășie, puteau să vorbească tot felul de lucruri și era o părtășie pe care oamenii aveau și de multe ori stăteam acolo și când stăteam acolo vedeam acele animale care trăgeau un car oarecare, erau acele animale care erau, trăgeau carul și jugul acela care îl aveau pe gât, de obicei erau boii care trăgeau la carul acela, dar câteodată erau și vaci. Înainte ca să fie hamurile pentru cai, să știți că și caii erau aceia care erau angrenați la jugul acela ca să îl tragă și să poată să miște acea greutate pe care avea în vedere să o miște. Eram fascinat de momentul acela, de lucrul acela. Interesant lucru că a trecut ani și boii au început să dispară din localitatea, din satul unde mergea la bunica și nu i-a mai văzut, pentru că sătenii nu mai creșteau boi, creșteau deja
jacai și vacile care erau folosite pentru lapte și caii foloseau pentru a trage. Dar am văzut de multe ori fenomenul acela. Mi-aduc aminte că una dintre dățile, când am văzut unul dintre momentele acelea când trăgeau un car din el așa de lemn cu roți de lemn, pentru cei mai în vârstă știți cum arată, cei care încă n-ați văzut așa ceva, o să googliți de seară să vedeți cum arată un car din ăla tras de boi. Și interesant lucru că am văzut un fenomen care totdeauna mi-a rămas întipărit în mintea mea. Am văzut felul în care în momentul când un vițel nou sau unul de un an de zile vrea să fie înjugat și el în jugul acela și trebuia ca să fie disciplinat, să se poată disciplina, era prins acolo lângă mama care era acel bov și vorbesc despre boii aia negri, nu știu, dar așa se zic, nu? Vă aduceți aminte cum sunt boii aia negri care aveau și corne și era interesant că nu mai prea vezi boi de ăștia prin România. Și interesant lucru că era acel mânz care era probabil undeva un an de zile, care era înjugat și el în jugul acela și mergea paralel cu mama și trăgând și el, sau cel puțin avea impresia că trage, că toată greutatea era pe mama, că mama trăgea absolut tot, toată greutatea aceea. Dar am văzut fenomenul acela care, mi-am dat seama felul în care erau disciplinate și animalele acestea ca să poată să tragă la jugul acela. Interesant că Domnul Iisus Hristos, când face această afirmație și vorbește despre un jug, le pune în imaginea oamenilor ca oamenii de toate timpurile, de oricare timp ar fi, să poată să se asocieze și să poată să înțeleagă de fapt mesajul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl transmitea. În momentul când El face această afirmație și le spune oamenilor să vină la El, toți aceia care sunt trudiți, în mintea celor care îl ascultau pe Mântuitorul Iisus Hristos, dintr-o dată apărea această imagine în care două animale trăgeau un car cu o capacitate imensă și după ce carul acela era tras, animalele acele erau epuizate, erau atât de solicitate încât de multe ori așteptau doar ca să ajungă acolo în grajdul lor să poată să se rănească și să bea sau să se culce jos. Adeseori animalele acestea erau așa supra-solicitate că multe dintre ele nici nu mai puteau să tragă datorită oboselei și se puneau în genunchi. Biblia spune că Dumnezeu este acela care dă putere omului ca un animal din acela, un bou din ăla care trage pe genunchi. Omul, boul, mă iertați, are o caracteristică extraordinară. În momentul când nu mai poate să tragă carul, este așa de ambițios că se pune în genunchi și se pune pe genunchi și nu se oprește, ci începe încet, încet pe genunchi să tragă carul acela ca să-l scoată din omol sau de oriunde ar fi el. Ei, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește și îi conștientizează pe oameni de gravitatea lucrurilor în care ei se află, de jugul acela în care ei sunt angrenați, care nu face altceva decât să aducă în viața omului apăsare, să aducă împovărare. Omul acela care nu poate să facă prea mult datorită faptului că sufletul lui este împovărat. Și o să vedem în această dupămasă felul în care diavolul subjugă pe om și felul în care această povară nu face altceva decât să te oprească ca să poți merge mai departe. Oamenii de obicei sunt angrenați în a trage jugul. Însă o să vedem că sunt diferite juguri. Unul singur este jugul lui Hristos. Și Hristos, când le face această chemare oamenilor și le spune: veniți la mine, El este Cel care le oferă ceva diferit de ceea ce oferă lumea, de ceea ce poate să ofere sistemul acesta lumesc, de ceea ce poate omul de zi cu zi să experimenteze. Și Mântuitorul Iisus Hristos merge mai departe și face această afirmație în versetul 29 și spune: luați jugul meu asupra voastră, dar învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Adică apăsările acelea psihice, apăsările acelea demonice, apăsările acelea care adeseori vin peste oameni și oamenii nu știu cum să le facă față, apăsările acelea a poverei, când omul spune: gata, nu mai pot să fac nimic, nu mai am nicio soluție, parcă nu mai văd nicio scăpare, parcă mă culc și în loc să adorm îmi
pace, sunt tulburat în somn, parcă nu mai am nicio liniște. Orice se întâmplă în casă, totul este dezastru, absolut tot ceea ce încerc să faci nu funcționează, nu merge. Oricât zâmbet ar pune omul pe fața lui, însă inima lui este apăsată de păcat, este apăsată de probleme, este apăsată de blestem, este apăsată de lucrurile pe care le experimentează și în fața cărora nu poate să facă față. În momentul când Hristos Domnul face invitația aceasta, ne vorbește despre un alt jug și o să-l vedem, jugul acesta pe care Hristos îl oferă, și vine și spune că jugul lui este bun, sarcina lui este ușoară. Vine și spune jugul pe care Hristos poate să-l dea cuiva. Este total diferit de ceea ce promovează lumea, de jugurile despre care o să vorbim în seara aceasta, pe care lumea poate să le ofere și în care omul este angrenat, este total diferit. Jugul lui Hristos este diferit de absolut tot, pentru că el spunea că jugul lui este bun și sarcina lui, adică greutatea lui, este ușoară. Și o să vedem în seara aceasta și o să le luăm pe rând și o să vedem, o să vorbim de 4 juguri, ele sunt mai multe, nu o să avem timp să vorbim despre toate în seara aceasta, dar o să vorbim de cel puțin 4 juguri despre care și în care oamenii pot să fie angrenați. Unii dintre noi am fost angrenați în aceste juguri și am fost înjugați la astfel de juguri. Dar prin iarul lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost acela care prin chemarea care ne-a făcut-o am ales să fim și să luăm jugul lui Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Fiecare om, dacă nu este angrenat în jugul lui Hristos, va fi și va face parte și va fi acela care va trage unul din jugurile acestea despre care Domnul Iisus Hristos spunea. Însă în momentul când omul este angrenat în acest jug și trage la jugul acela, să știi că Biblia spune că orice ar experimenta omul acela, de fapt totul este depășit, totul este vai și amar, totul este decât suferință, totul este decât apăsare, totul este decât probleme, absolut tot ceea ce omul poate să experimenteze în momentul când este înjugat. Și haideți să le luăm pe rând. O să vorbim în primul rând despre jugul oamenilor. Să știți că oamenii sunt aceia care au dorința aceasta ca să înjuge pe cineva la jugul lor. Interesant lucru este că în momentul în care omul a căzut în păcat, Biblia spune că dintr-o dată ne scoate în relief Dumnezeu felul în care oamenii au încercat să se înjuge unul pe altul. Oamenii au încercat ca să pună poveri unul pe altul. Avem câteva exemple, nu o să putem să le urmărim pe toate, dar câteva dintre ele, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. În Geneza capitolul 25 ne vorbește Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, despre Esau și Iacov. Esau și Iacov, care la un moment dat, Iacov este acela care nu face altceva decât este acel care pune pe grumazul fratelui său un jug. Este acela care la un moment dat Biblia vorbește că cel mai mare va fi slujitorul celui mai mic în momentul când cei doi trebuiau să se nască. La un moment dat Biblia ne vorbește, datorită căderii omului în păcat în grădina Edenului, Biblia spune că lucrurile încep să se schimbe și au apărut jugurile acestea pe care oamenii adeseori își doreau ca să poată să le pună pe umeri altor oameni datorită faptului că au căzut în păcat. Vedeți, înainte de păcat, Dumnezeu n-a avut un jug la care să ne înjuge, pentru că absolut toată atmosfera pe care Dumnezeu a avut-o și a lăsat-o în grădina Edenului a fost o atmosferă perfect armonioasă între Dumnezeu și om. Dar datorită păcatului, Biblia spune că au apărut tot felul de juguri în care omul a început să fie înjugat. Haideți să ne mai uităm la un pasaj din Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte de Roboam, fiul lui Solomon. La un moment dat ajunge să fie împărat și Biblia spune că la un moment dat au venit la el cei din împărăție și a spus în felul următor: știi, tatăl tău a pus un jug peste viețile noastre ca să poată să termine templul, a fost acela care ne-a subjugat și a fost acela care n-a făcut altceva decât să pună jugul acesta ca fiecare dintre noi să putem să trebuiască să dăm dările care trebuiau să fie date la împărăție. Și la un moment dat au venit la el și au spus: auzi, tu să nu fii așa, tu dacă vrei să fii un împărat bun, știi ce să faci, lasă
ca poporul acesta să nu fie așa de subjugat de toate taxele și toate dările care trebuiau să fie date. Și la un moment dat, Roboam este acela care merge și se sfătuiește și în loc să se sfătuiască cu cei care trebuiau să se sfătuiește cu niște prieteni ai lui. Și la care prietenii ăștia lui tineri îi spun la un moment dat, auzi, zice, dacă tatăl tău o cârmuit așa cu un toiac de lemn, tu cârmuiește cu un toiac de fier. Și îi spune el în felul următor, subjugarea pe care tu trebuie să le-o dai să fie dublă decât ceea ce a făcut tatăl tău. Interesant lucru că oamenii cam de obicei încearcă să subjuge pe alți oameni. Este felul în care păcatul a denaturat natura omului și omul este acela care îi place. Nu vedeți dacă există oameni ăștia care sunt plini de mândrie, plini de orgoliu și dacă au devenit patroni, încearcă să subjuge pe oameni, să smulgă și să ie după ei absolut tot. Nu le dă nicio pace, nu le dă nicio liniște, nu le dă absolut nimic, niciun răgaz, ci sunt oameni de aceea care subjugă pe om din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că este natura aceasta decăzută. Un alt jug despre care Biblia ne vorbește este jugul legii. Este jugul legii. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că Dumnezeu a fost acela care a dat pe muntele Sinai, a dat porunci poporului Israel. Și prin poruncile acestea, ei trebuiau să facă voia lui Dumnezeu. Însă, 1500 de ani până la Domnul Iisus Hristos, poporul evreu a tot încercat să ajungă campion din punct de vedere spiritual, împlinind legea și niciunul dintre ei n-au putut să facă lucrul acesta. Își dădeau seama că, de fapt, legea nu făcea altceva decât să-i robească și să fie pus un jug pe umerii lor în care să le arate incapacitatea lor de a putea să ajungă la standardul dorit de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că Dumnezeu este acela care la un moment dat, când îl trimite pe Domnul Iisus Hristos, începe să schimbe lucrurile. Însă până ajungem acolo, o să vedem de fapt că oamenii de-a lungul vremii au încercat în continuare să facă lucrul acesta și în continuare să nu facă altceva decât să subjuge pe oameni. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, dacă o să deschidem cuvântul și vă rog să-l deschideți, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Petru, împreună cu Pavel, împreună cu Barnava, erau la Ierusalim, acolo au venit să vorbească despre un fenomen pe care au început să-l experimenteze cei care veneau la Hristos. Și la un moment dat erau unii iudei care au venit la Ierusalim și spuneau în felul următor, toți aceia care l-au acceptat pe Iisus Hristos prin credință, trebuie să fie și tăiați împrejur. Adică trebuiau să fie oameni care să poartă și jugul legii și să fie și prin har, să aibă și jugul acesta al harului. Și la un moment dat, în disputa aceasta, apostolul Petru se ridică în picioare în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 10 și vine și le vorbește și spune în felul următor. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Vorbește despre jugul acela al legii. Jugul acela pe care n-au putut să-l poarte nici părinții lor, dar nici ei. Pentru că legea era aceea care, încă o dată, nu dădea posibilitatea unui om să poată să ajungă la standardul pe care Dumnezeu îl ceruse. Nimeni n-a putut să împlinească legea în totalitate și oricât încercau să împlinească legea, ei erau cea care nu făceau altceva decât să cadă scurs sau să nu împlinească ceea ce trebuia să împlinească. De aceea, la un moment dat, Biblia vine și ne vorbește că Hristos Domnul este acela care pune capăt legii acesteia pe care Dumnezeu a dat-o poporul evreu, care a fost o lege între Dumnezeu și, mă iertați, a fost un legământ între Dumnezeu și poporul evreu. Și Roman, capitolul 10, versetul 4, vine și ne vorbește căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Numai Domnul Iisus Hristos a fost acela care a putut să împlinească
ceea ce Dumnezeu a cerut, așa cum se spunea deja în seara aceasta. Hristos a pus capăt legii, adică El este Cel care a venit și legea a început să fie mijlocul prin care să... Adică legea nu a mai fost mijlocul prin care să poți ajunge la Dumnezeu, pentru că undeva asta ei căutau să facă. Ei prin lege trebuiau să ajungă cumva la Dumnezeu prin împlinirea legii și felului lor de viețuire trebuiau să ajungă la Dumnezeu. Însă Biblia ne vorbește că Hristos Domnul este acela care ne-a deschis ușa, El este Cel care ne-a deschis drumul spre Dumnezeu și prin Domnul Iisus Hristos noi putem să ajungem la Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Nu există altcineva prin care poți ajunge la Dumnezeu. De aceea, ca și oameni, noi, fiecare dintre noi, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de mântuire. Știți ce este interesant? Și în zilele noastre, încă oamenii mai încearcă să pună jugul acesta pe umărul și pe grumazul multor oameni. Și sunt oameni care vin și spun în felul următor: dacă vrei să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu, trebuie să împlinești și legea pe care Dumnezeu odinioară a dat-o poporul evreu. Trebuie să împlinești și ceea ce Dumnezeu spusese poporul evreu, fără să-și dea seama că de fapt Hristos, o să vedem în seara aceasta, Hristos este acela care a lansat o invitație în care sfârșește cu lucrurile care au fost odinioară și începe o nouă dimensiune, o nouă dispensație în care Dumnezeu cheamă pe oameni să poată să găsească odihnă pentru sufletele lor și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt jug despre care vreau să vorbesc mai mult în seara aceasta este jugul acesta pe care Satan și păcatul îl pune în viața omului. Pentru că orice om care este stăpânit de vreo patimă duce un jug și jugul acesta nu face altceva decât să creeze o robie în viața omului. Indiferent de lucruri de care este stăpânit, Biblia spune că lucrul acela este păcat și lucrul acela nu face altceva decât să te ducă într-o robie. Tocmai de aceea la un moment dat apostolul Pavel vine și vorbește în Galateni capitolul 5 versetul 1 și spune în felul următor: rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Adică rămâneți tari în ceea ce Hristos a făcut în viața voastră. Vedeți, jugul acesta al Satanei și jugul acesta al păcatului este unul dintre cele mai grele lucruri pe care omul le suportă. Pentru că diavolul este acela care niciodată nu este prietenul niciunuia dintre noi. Este un chelner care vine și îți dă totul pe gratis. Iluzia aceasta gratis este de fapt conturată la sfârșit când vine și îți aduce nota de plată. Și în Roman capitolul 6, versetul 23, Biblia ne vorbește că plata păcatului este moartea. Fiindcă plata păcatului este moartă, dar darul fără plata a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și retul acesta de diavolul, care este mai șiret ca oricare dintre noi și care este mai sofisticat ca oricare dintre noi și este mult mai abil decât oricare dintre noi și care are o experiență mai bogată decât fiecare dintre noi, este acela care de-a lungul vremii a reușit să subjuge și să pună jugul său pe milioane și miliarde de oameni. Oamenii sunt înșelați de Satan zilnic, crezând că sunt bine, fără să-și dea seama că dacă nu ești angrenat în jugul lui Hristos, vei fi angrenat în jugul diavolului, pentru că toate celelalte juguri sunt de la diavolul și sunt promovate prin anumite valori de diavolul. Hristos are un singur jug. Jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Era mesajul pe care Hristos îl transmitea mulțimii. Înseamnă că celelalte juguri, indiferent de natura lor, sunt din partea celui rău și au fost create ca să-i subjuge pe om, să-l țină crezând că omul merge bine, dar până la sfârșit omul acela să ajungă în fundul iadului. De ce credeți că viața unui om care trăiește diferit și care este distant de Dumnezeu și trăiește fără de Dumnezeu este așa tumultoasă? Și omul acela este totdeauna supărat și omul acela este totdeauna frustrat și omul acela
acela nu este împlinit niciodată și orice ar fi realizat în viața lui nu este suficient de mulțumit datorită felului în care se decurg lucrurile în viața lui. De ce credeți? Tocmai datorită faptului că este angrenat într-un jug care nu este bun, într-un jug în care diavolul îți oferă totul, cel puțin spune iluzia aceasta că îți oferă totul, dar își cere totul la sfârșit. El niciodată nu va veni să spună care este nota de plată, decât la sfârșit îți va da nota de plată, care Biblia ne vorbește că este moartea. Diavolul a fost acela care de-a lungul vremii n-a făcut altceva decât a reușit prin amăgire, a reușit prin felul în care el și-a conturat lucrurile și în felul în care și-a construit împărăția aceasta a lumii, să amăgească oamenii crezând că dacă fac parte din împărăția lumii acesteia, dacă fac parte din împărăția întunericului, oamenii pot să aibă un jug oarecare, un jug bun. Însă Biblia vine și ne vorbește cu totul și cu totul altceva. Ne face cuvântul lui Dumnezeu asemănare între o experiență pe care poporul evreu a avut-o, o experiență despre care mulți dintre noi cunoaște, experiența aceea când aproximativ 430 de ani au fost robi în Egipt. Și Dumnezeu este acela care vine și ne face această paralelă și imaginea aceasta nu face altceva decât să ne arate imaginea sclaviei și să ne arate cât de slav este omul în momentul când este angrenat în jugul lui Satan sau în jugul păcatului. Omul acela este rob și face ceea ce de fapt diavolul îi spune și în felul în care diavolul manipulează. Aduceți-vă aminte că Biblia ne vorbește despre poporul evreu care a fost rob 430 de ani aproximativ în Egipt. Și la un moment dat, faraon a fost acela care a început să subjuge așa de puternic că i-a dat să facă cărămizi. Erau cărămizile acelea din pământ, în care trebuiau să pună fân sau trebuia să pună paie ca să poată să se întărească și să aibă o formă oarecare, dar și să aibă și o durabilitate oarecare. Când eram micuț, am văzut imaginea aceasta. La noi era o așa lângă, lipit de sat acolo, unde mergea la bunica, era o comunitate de oameni mai necăjiți și oamenii aceștia își făceau vaiaje, așa se zice, dar la cărămizile acelea din pământ și le băgau într-un cuptor, le cocea acolo puțin ca să le dea rezistență, le scoteau afară și le pe urmă construiau anumite căsuțe din astea micuțe pentru ei. Și am văzut felul în care trebuiau să lucreze acolo și lucrau ziua în arșița soarelui și luau pământul acela, era un lut mai special, mai moale, care se lega împreună și în picioare îl călcau și tot îl călcau, mai puneau apă, puneau paie, puneau acolo și iar îl călcau și l-amestecau pentru că n-aveau malaxor și lucrul acesta îl făceau în fiecare zi, pe urmă le dădea formă, le puneau la uscat, după ce le lua de la uscat le punea puțin în cuptor, după ce lua din cuptor începea să construiască. Imaginea aceasta mi-a rămas în minte și mă uitam la oamenii aceștia și îmi dădeam seama cât de mult efort făceau ei. Ei, Biblia spune că la un moment dat faraon atât a început să subjuge pe poporul lui Dumnezeu că până atunci le dădeau și paie ca să facă acele cărămizi, le punea totul la dispoziție, dar la un moment dat ca să apase mai mult și mâna lui faraon apăsa mai mult peste poporul lui Dumnezeu, Biblia ne vorbește că la un moment dat nu le-a mai dat nici paie și au trebuit ei să meargă să-și caute și paie până au început să strige către Dumnezeu. Știi ce e interesant? Nu i-a scăpat Dumnezeu timp de 430 de ani, doar în momentul când au început să strige către Dumnezeu. Știi, Dumnezeu niciodată nu te va scăpa de niciun prieten pe care l-ai în viața ta. Fie că e țigară, fie că e alcool, fie că e droguri, fie că e pornografie, fie că e mândrie, fie că e mânie, fie că e ură, fie că e invidie, fie că ești prins de alte lucruri, Dumnezeu nu te va scăpa de ele. Doar atunci când începi să strigi către Dumnezeu, Dumnezeu te va scăpa. Dar știi când strigi? Când lucrul acela începi să-l faci să fie dușmanul vieții tale, când lucrul acela ți este prieten și bârfa ți este prieten și prietenă, câtă vreme ura ți este prieten și prietenă, câtă vreme da, minciuna ți este prieten și prietenă, câtă vreme țigara o iubești, câtă vreme iubești alcoolul, câtă vreme
iubești lucrurile din lume, să știi că Dumnezeu nu te scapă de ele. Dumnezeu nu te scapă niciodată de prieteni. Dumnezeu totdeauna te va scăpa de dușman. Și Biblia spune că dintr-o dată a început poporul evreu să strige către Dumnezeu. Și a spus: Doamne, dar acum ne lași aici pradă vrășmașului? Acum nu-ți pasă de sufletele noastre? Nu-ți pasă de viețile noastre? Nu-ți pasă că suntem aceia care pierim, Doamne? Și au început să strige către Dumnezeu. Și Biblia spune că Dumnezeu a fost acela care l-a trimis pe Moise. Vă aduceți aminte, după ce timp de 40 de ani Moise a crescut la casa, la palatul lui Faraon, pe urmă încă 40 de ani Dumnezeu l-a trimis în școala sa în pustiu, acolo unde a vrut să îl dezvețe toate obiceiurile cu care a fost amprentată mintea lui, acolo unde a vrut Dumnezeu să-i scoată toate tiparele de gândire ca să poată să-l folosească. Pentru că imaginați-vă un fenomen, că tiparele de gândire sunt cele care de cele mai multe ori ne descalifică să-l vedem pe un Dumnezeu mare. Îi spune Dumnezeu la un moment dat: acum du-te înapoi la Faraon, care căuta să-l omoare pe Moise, du-te acolo și spune să slobozească pe poporul meu, pentru că dacă nu, eu am să mă judec direct cu el. Și zice mai mult Moise: auzi, ce ai în mână? Toiag. Ia, aruncă-l jos. Și dintr-o dată aruncă Moise toiagul jos și dintr-o dată se face șarpe. Și acum Dumnezeu zice către el, în ciuda rațiunii și în contra rațiunii lui, zice: pune mâna pe șarpe. De obicei fugim de șerpi, nu? Că nu ne plac la niciunul dintre noi, mustrei Domnul, că îți urâți de numai să pui mâna, e disgusting, nu? E îngrozitor, numai să-l vezi, deja încep să fugi de el, nu? Nu-i vezi la televizor și fugi în altă cameră de frică, așa se sperie. Dar gândiți-vă că în ciuda rațiunii Biblia spune că Dumnezeu spune, pune mâna pe el și îl ia Moise de coada acel șarpe și șarpele acela se face din nou toiac. Și spune Dumnezeu, du-te acum ca să-mi proslăvesc numele. A trebuit Dumnezeu ca să-l învețe pe Moise să nu mai pună prea multe cuvinte, să nu îl trebuie foarte multe întrebări pe Dumnezeu, pentru că adeseori avem gândirea aceasta. În momentul când Dumnezeu spune ceva, trebuie să-l întrebi pe Dumnezeu să vezi cum o să fie, ce o să fie, dar de ce o să fie, dar cum o să fie, dar ce o să fie, cum o să fie. Trebuie să spună Dumnezeu de 1000 de ori un lucru, fără să alegem să umblăm prin credință cu Dumnezeu. Vedeți, când Dumnezeu a vorbit lui Avram, Avram nu l-a întrebat pe Dumnezeu: Doamne, dar cum o să fie locul acela unde o să mă duci? Avram, Biblia spune că și-a luat soția, a ieșit din casa tatălui său, din poporul acela, și a mers spre o țară pe care Dumnezeu avea în vedere să o arate pe drum. N-avea nici GPS, n-a avut absolut nimic, nici măcar nu știa cum va fi țara aceea, dar Dumnezeu a fost acela care i-a spus lui Avram, Avram a ascultat de Dumnezeu și fără să-i mai pună nicio întrebare. Să știți că de multe ori Dumnezeu, când ne pune în școala lui, unul dintre lucruri pe care El vrea să le facă este să ne dezrobească mentalitatea și să smulgă din mințile noastre un tipar de gândire care ne poate descalifica pe drum. O, câți n-au început bine și au rămas cu tiparele lor de gândire, cu mânia lor, cu ura lor, cu neiertarea lor, cu patimile lor, și au zis: dacă Dumnezeu tot mă folosește cu o patimă, lasă, că înseamnă că Dumnezeu este de acord cu ceea ce am făcut și cu ceea ce fac. Fără să-și dea seama că Dumnezeu este acela care ne-a dat fiecăruia dintre noi liber arbitru să facem. Dumnezeu n-a mers la Adam și la Eva și a pus un pistol la creier, la cap, și a zis: Adame și Eva, vezi că acum urmează să păcătuiți, hai că să nu faceți lucrul acesta. Nu i-a forțat. Dumnezeu le-a vorbit și le-a dat liber arbitru să aleagă ce să facă. La fel face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Dumnezeu este acela care ne vorbește cu privire la lucrurile care trebuie să le demontăm din viețile noastre și să le scoatem afară. Dar mulți dintre noi nu înțelegem. Și prin faptul că nu înțelegem, Dumnezeu încearcă viețile noastre și îngăduie tot felul de teste, tot felul de stări, în fața cărora mulți dintre noi ne vedem faliment și zicem: Doamne, dar de ce ai făcut lucrul ăsta? Doamne, dar de ce ai îngăduit lucrul ăsta peste mine? Doamne, dar nu mai înțeleg. Ieri mi-ai spus că mă iubești, astăzi nu mai simt iubirea ta. Doamne, ce se întâmplă cu mine și cu viața mea? Fără să-ți dai seama că s-ar putea că n-ai trecut unul din testele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața ta. Și s-ar putea ca Dumnezeu să te edifice, să te crească, ca să poți să fii mai eficient în lucrarea sa. Să nu fii un plafonaș, o plafonată, și să nu fii unul care să te saturi după oră jumate, să te uiți la această zi, dar nu se mai termină slujba aceasta. Că așa se întâmplă de mult. Ei, Dumnezeu este acela care prin școala sa nu face altceva decât să ne dezrobească de toate lucrurile acestea care adeseori vin în viețile fiecăruia dintre noi. Toate acele subjugări cu care am fost subjugați câte vreme am trăit în lume.
Toți am fost prinși în cursa celui rău. Toți am făcut parte din împărăția întunericului. Toți am tras la jugul lui Satan și a păcatului. Niciunul dintre noi n-am fost scutiți de lucrul acesta. Indiferent de familie, indiferent de locul unde te-ai născut, indiferent de culoarea pielii pe care ai avut-o, indiferent de, de gena pe care o ai, indiferent de lucrul acesta, ai fost și am fost subjugat acolo. Dar Biblia ne vorbește că Dumnezeu a fost acela care ne-a smuls și Dumnezeu a fost acela care ne-a chemat și ne-a lansat această invitație. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Interesant că nu i-o chema pe aia neprihăniți. Nu i-o chema pe aia care s-au simțit foarte suficienți de neprihăniți în, în inimile și în viețile lor. Ce-o zis? Dacă te simți trudit și împovărat, vino la mine, pentru că eu sunt singurul care pot să-ți ofer ceva pentru sufletul tău. Slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu este acela care nu face altceva decât să ne scoată. Știți ce e interesant? Interesant este următorul aspect. Niciunul dintre noi nu suntem în stare și nu o să putem niciodată să rupem jugul unui om. Ascultați-mă bine ce vă spun. Primim 10 de telefoane, discutăm cu 10 de oameni săptămânal care vin la consiliere și unii dintre ei spun în felul următor: ar putea Dumnezeu să mă scape de problema cu care eu sufăr? Nu de mult am stat de vorbă cu o doamnă și a zis doamna asta către mine: domnul Darius, da, mă poate Dumnezeu scăpa de depresie? Da, te poate Dumnezeu scăpa de depresie, nicio problemă. Dar zice, chiar dacă de vreo 4 ani de zile m-au îngenunchiat depresia și n-am nicio putere în fața ei și mă simt așa de distrusă, mă simt așa, deși pe plan profesional sunt foarte bine împlinită, pe planul economic sunt extraordinar de împlinită, dar zice, pe plan spiritual, pe planul acesta natural al vieții, mă simt ca o vegetală, zice, de multe ori sunt prinsă cu, în anumite slujbe cu diferiți oameni și trebuie să stau de vorbă cu 10 de oameni odată să le vorbesc și eu sunt o vegetală în interiorul meu neputincioasă și ce praf și pulbere și trebuie să pun un zâmbet pe fața mea ca să pot să zâmbesc pentru că vorbesc cu oameni și stau de vorbă cu oameni și trebuie să vadă în mine altceva și de multe ori spun soțului meu, mă prăbușesc la pământ și spun nu mai pot să fac nimic, așa, așa zice de 4 ani de zile, poate Dumnezeu tău să facă lucrul ăsta. Poate, zic, Dumnezeu, așa te scapă cum nici n-ai văzut niciodată. Eu zice, vreau să mă scape Domnul. Dar zic, dar tu-l vrei pe Dumnezeu ăsta? O, zice, nu, că eu l-am pe a meu. Păi condolanțe veșnice. Că Dumnezeu nu-i interesat să-i slujești unul al Dumnezeu. Ascultă-mă bine ce spun. Niciun om nu poate să rupă jugul lui Satan și jugul păcatului din viața ta. Nimeni. Poți să te duci unde vrei. Aduceți aminte unii dintre noastre. Am avut aici un caz, 27 de ani umblat la toți preoții din lumea, din țara aceasta. 27 de ani umblat la tăche mănăstirile, o mărți pe la tăche moșele, o țucat tăche moșele alea, mustrele Domnul să le mustre, care nu fac absolut nimic decât dar numai probleme, au făcut absolut tot. Din potrivă, a fost mai rău și mai rău și mai rău și mai rău, pentru că nimeni nu poate să facă asta. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Unul singur poate să rupe. Numele Lui este Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Haideți să vă dau un exemplu și un argument biblic. În Ieremia, capitolul 27, la un moment dat Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia. Erau în etapa aceea de 70 de ani de robie, tot datorită neascultării, tot datorită faptului că au fost răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Îl ridică Dumnezeu pe Ieremia și spune în felul următor: Ieremia, tu ai o misiune imposibilă, o misiune care nu o să poată fi împlinită niciodată datorită etapei în care tu te-ai născut acum, dar tu o să fii gura mea, tu o să prorocești într-una adevărul, oamenii nu o să te creadă, am să te folosesc ca și exemplu și am să le arăt felul în care lucrurile se vor derula. În Ieremia, capitolul 27, la un moment dat îi zice Dumnezeu lui Ieremia: Ieremia, pune-ți un jug pe gât. Și dintr-o dată ia Ieremia un jug de animale și îl pune pe gâtul lui. Și merge înaintea împăratului și îi spune:
împăratului, împărate, hai să spun ceva, vezi jugul ăsta? Ăsta este jugul pe care Dumnezeu l-a îngăduit prin împăratul Babilonului, prin Nebucanețar. Voi o să începeți să auziți prorocii și o să auziți, așa vorbește Domnul, că Domnul o să dea la o parte jugul acesta, dar eu spun ceva, Dumnezeu căruia eu îi slujesc, nu o să dea la o parte jugul acesta până se vor împlini cei 70 de ani, până nu poporul acesta se va întoarce cu fața spre Dumnezeu. La un moment dat, Biblia spune că prin capitolul 28 vine un alt proroc, numele lui era Hanania. Hanania, la un moment dat, când l-a văzut pe Ieremia cu jugul acela, a zis așa, așa vorbește Domnul. Și a început să fie, să spune că este reprezentantul lui Dumnezeu. Jugul acesta care îl poartă Ieremia pe gât, care reprezintă jugul împăratului Babilonului, nu vor trece 2 ani și jugul acesta îl voi sfârma, zice Domnul. Amin. Dintr-o dată, că nu a fost amin. Atenție, stai, că nu a fost amin. Că aici a fost un duc de înșelătorie care încerca să spună că Dumnezeu va rupe jugul și va da mai repede izbândă. Știți, a început pandemia asta, fac o paranteză acum și ajungem apoi la subiect. A început pandemia aceasta anul trecut în luna februarie, nu? Februarie-martie. La un moment dat, după câteva luni de zile, au venit tot felul de oameni care au spus 3 luni de zile și o să fie gata. 6 luni de zile o să fie gata. Nu ieșiți din apartamente, vă aduceți aminte că au fost și o astfel de... Și chiar atunci am spus bisericii, stați liniștiți că nu-i de la Domnul. Cineva de prin Spania au trimis mesaje pe YouTube, pe Facebook, pe... WhatsApp, pe toate site-urile de socializare și-au spus în felul următor, oameni buni, pe data cu tare, 3 zile să nu ieșiți din casă, toți care o să ieșiți din casă, o să vină un val, ceva nuclear, o să pice peste voi, vă umpleți de bube, o să muriți în nu știu cât timp, pistol cu apă, nu a fost nimica. Că dacă nu-i de la Domnul, nu se împlinește. Știi ce zice Biblia? Dacă cineva prorocește numele meu și zice, nu vine de la mine, zice, să nu-ți fie frică, să spună că o să mor, că nu o să mor. Că Dumnezeu e mai tare ca moartea, amin. Și Biblia spune că la un moment dat, Hanania, ca să-și întărească cuvântul, să vină, ca și cum ar veni de la Dumnezeu, Biblia spune că a mers și a luat jugul de pe grumazul prorocului. Ieremia 28, versetul 12, Sami, pune-l sus. După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Și fiți atenți. Începe Dumnezeu să-i vorbească lui Ieremia și să spune, du-te, spune la Hanania, așa vorbește Domnul. Acum, dacă am fi acolo, mulți dintre noi am fi fost confuși. Dintr-o dată, doi oameni care amândoi spun că reprezintă pe Dumnezeu, cu chemare din partea lui Dumnezeu, dar unul era autentic, unul era fals. Că și ăla fals, tot așa vorbește, așa vorbește Domnul. Nu zice, așa vorbește Satana. Stai liniștit, că nu vorbește așa. Ce tot așa vorbește. Uitați ce spune. Zice, așa vorbește Domnul, ai sfărâmat un jug de lemn. Adică ai crezut că cu mâna ta poți să rupi ceea ce eu am îngăduit. Cu mâna ta crezi că poți să distrugi un lucru pe care Dumnezeu l-a îngăduit în viața ta. Zice, dar cu aceasta ai făcut în loc de jug, în locul lui un jug de fier. Adică Dumnezeu și-a întărit mai puternic cuvântul. Și mai spune ceva lui Hanani, lui Hanania, îi spune în felul următor, Dumnezeu prin Ieremia, nu se treacă anul acesta și tot să fii în țărâna pământului. Și așa au fost. Vă rog să mergeți acasă să citiți. Ieremia, capitolul 27 și 28. Să vedeți că cu Dumnezeu nu se joacă nimeni. Dar vă mai spun ceva, niciun om de pe întreaga planetă pământească nu va putea niciodată să rupă un jug al lui diavolul sau al păcatului, dacă omul acela nu vrea să-i slujească lui Dumnezeu. Adică, dacă ești pradă păcatului și pradă diavolului și vrei doar ca să scapi de anumite patimi, să scapi de alcool, să scapi de țigară, să scapi de droguri, dar tu să nu-L accepți pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor, să nu-ți dai viața în mâna lui Hristos, nu o să se întâmple nimica. A fost un fenomen aici la noi, nu de mult, și m-a sunat o mamă și a zis, frate Dariu, zice, vreau să vin cu băiatul meu la voi la centru. Dar zic, care e problema lui? Zice, vreau să vin să-l aduc acolo să vă rugați pentru el ca să le libereze Domnul de droguri. Mă, tătul insista la mine, tău m-a rugat, Domnul zice că nu o să se mai întâmple absolut nimic. Și i-am spus, zic, soră,
Păi atuma tale nu vrea ca să scape de drogă. El nu vrea, el vrea doar ca să scape de unde îi și atâta. L-a luat de unde a fost, tot a insistat și zic, auzi, fă ce vrei. Noi aveam 50 de ore de rugăciuni, dacă vă mai duceți aminte, în vremea aia. Și l-a dus de unde l-a dus, l-a dus la vreo 200 de kilometri, cu taxiul l-a dus până aici. Au plătit taxiul 200 de kilometri. A stat aici taxiul o oră jumate cât am stat cu el de vorbă. Da? După aia l-a luat și l-a dus înapoi. Și l-a dus înapoi acasă, în seara aia o spartă, iar o făcut, o venit mascații, l-a luat și l-a dus din nou acolo, la centrul ăla de reabilitare de unde l-a scos. Știi ce a fost interesant? Stăteam de vorbă cu el, cred că eram cu David atunci la consiliere și zic că el, mă prietene, zic tu, zic, care e cu tine problema? La care el se uită către mine și zice, auzi, zice, orice, dar nu vreau să mă pocăiesc. Păi bă, prietene, dar vrei să scap de droguri? Vreau să scap de droguri, dar vrei să scap de aia, vreau. Vrei să scap de satana? Vreau să scap. Dar mă, tu înțelegi că nu există altă variantă. Că am vrea să spunem altă variantă, dar nu există. Că singurul care te poate scăpa de lucrul acesta nu e nici fratele Darius, nici fratele Bogdan, nu e nici fratele Peri, nu e nici fratele David, nici fratele Loris, nici fratele Pavel măcar. Nu e nimeni de aici. Singurul care poate să te scape este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În momentul când suntem angrenați într-un jug și jugul acesta al diavolului sau jugul acesta în care diavolul încearcă să ne apese, în momentul acela să știi că nimeni nu te poate scăpa și oricât ai vrea să schimbi și să se întâmple ceva, nu se poate face absolut nimica. Mai devreme sau mai târziu, cel rău din nou va lucra în viața ta, însă unul singur poate să te scape, numele lui este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și un ultim lucru în seara aceasta, jugul lui Hristos. Ele sunt mai multe, probabil că o să mai vorbim și altă dată despre celelalte, însă seara aceasta vreau să vorbesc despre jugul lui Hristos, pentru că acesta este cel mai important. Când Hristos Domnul a început să spună și să lanseze invitația, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Trudiți? Cine ce trudește? O, zice, așa am fost trudit azi noapte, Domnul zice, așa m-a trudit satana, zice, așa îl trudește satana, ați auzit expresia asta? Îl poartă din stânga în dreapta. Există dur specializate care iau pe oameni noaptea și duc și se trezesc în alt loc și în altă locație, fără să-și dea seama, toată noaptea umblă și toată noaptea merg și la un moment dat dimineața se trezesc într-un loc unde nu știu și abia se întorc înapoi. Felul în care diavolul trudește. Diavolul este acela care prin păcat îl trudește pe om. Și conștiința omului începe să fie înăbușită. Condamnările care vin adeseori la nivelul minții, care îi spune omului că Dumnezeu nu te iubește, că pentru tine nu mai există șansă, că tu nu o să poți să izbutești, că de fapt tu nu ești suficient de credincios, tu nu poți să faci ceea ce Dumnezeu ar vrea să facă în viața ta și nu se mai poate face prea multe pentru tine. Toate acestea sunt împovărările cu care omul este împovărat. Și trudit, este trudit, este tot timpul conștiința aceea îl macină, tot timpul păcatul acela înaintea lui, orice ar face, nu vede bucurie, nu vede pace, nu vede liniște, nu vede biruință, oricât de mult ar zâmbi omul acela, în inima lui este tristețe, este sfărâmată, relațiile sunt praf și pulbere, oricât ar încerca ca să mai iasă puțin la viață, își dă seama că merge un pas, apoi iară se cufundă, fără să mai poată să meargă mai departe și omul începe să spună, Doamne, dar ce se întâmplă? Ce pot să fac? Cum pot să schimb situația aceasta? Și nimeni, stimați frați și surori, chiar astăzi vorbeam cu vreo două persoane care pe tratament au ajuns să fie la psihiatrie, le-au dat tratament ca să poată să le rezolve, amelioreze problema lor și medicamentația. Unul dintre ei a spus, frate Dariu, zice, păi zice, două luni de zile în fiecare zi vin doctorii să vadă că iau tratamentul, însă aici cu ei, zice, dar zice, eu nu m-am făcut deloc mai bine. Zic, categoric nu te-a făcut mai bine, pentru că medicamentația aceasta nu te ajută, pentru că problema ta, zic, e una spirituală. Nu există duhuri care să poată să fie tratate cu medicamente, înțelegeți? Durile sunt tratate numai cu puterea lui Dumnezeu, amin, cu sângele lui Iisus Hristos, despre care ni s-a spus în seara aceasta. Și am spus, ascultă-mă bine ce spun, câtă vreme nu ales să renunți la lucrurile care nu sunt bune în viața ta, nu o să se întâmple nimica. Nu o să se întâmple, câtă vreme nu alegi ca să te smerești înaintea lui Dumnezeu, câtă vreme nu alegi ca să-ți faci partea înaintea lui Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da
odihnă. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu: luați jugul meu asupra mea, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. În momentul când vrei ca să primești jugul lui Hristos, primul lucru ce trebuie să faci, trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoști că ai nevoie de jugul lui Hristos. Trebuie să recunoști că, da, până acum ce ai făcut tu și ce ai crezut că vei face sau ai putut să faci, ai este ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nimica care să te poată să te pună în postura în care să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, în momentul când diavolul apasă în viața noastră, primul lucru unde îl simțim, nu îl simțim la nivelul trupului, îl simțim la nivelul sufletului. De ce credeți că psalmiștii la un moment dat au început să zică: Doamne, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta? Psalmul 41, versetul 40, Psalmul 42, versetul 6: îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului. În momentul când sufletul tău este mâhnit, este muncit, este apăsat, în momentul acela nu mai ai pace, nu mai ai liniște, în momentul acela începi să ai insomnii, nu mai poți dormi noaptea, începi să te confrunți cu tot felul de frici, cu anxietate, cu panică, cu depresie, îți dai seama că, de fapt, lucrurile în viața ta încep să se deruleze pe un făgaș pe care nu ți l-ai dorit. De ce? Datorită problemelor în care ești și datorită faptului că sufletul tău este acela care este mâhnit. Dar înțelege că pentru aceasta trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, ca Domnul să facă odihnă sufletelor noastre, să ne dea odihnă. Nimeni nu poate să dea odihnă. Cât de bună e odihna, mai ales după ce ai lucrat 10 zile, 10 ore mertați. Dacă ai lucrat la birou 10 ore, toată ziua în fața televizorului, urma monitor, nu mai vrei să vezi. Abia aștept să mergi să te pui într-un fotoliu să te odihnești. Abia aștept să mergi să te culci seara. Dacă ai condus multe ore mașina, abia aștept să poți să-ți relaxezi un pic ochii, să stai cu ochii închiși. Dacă ai lucrat fizic, dacă ai fost în frig și dintr-o dată vii unde e un loc mai călduț, abia aștept să te poți odihni un pic, să poți să... De ce? Ce vrea să spune Domnul Iisus Hristos prin odihnă? Pentru că El nu vine să îi spune numai odihnă. El, în primul rând, când face și lansează această invitație, veniți la mine... El vine și ne vorbește de un nou legământ pe care Hristos avea să-l inițieze prin jertfa sa. În primul rând, asta este ideea principală pe care Hristos o lansează. Veniți, până acum ați fost într-un legământ vechi, unul care n-ați putut să ajungeți la standardul lui Dumnezeu. Și oricât ați încercat să vă urcați pe scara spirituală, ați căzut tot și n-ați ajuns la nivelul și la statura pe care Dumnezeu o cerut. Dar veniți la mine, pentru că eu o să vă dau, după toată oseneala voastră, după toată truda voastră, după tot ceea ce diavolul a făcut, după tot ceea ce diavolul v-a muncit, eu am să vă dau odihnă. Ce înseamnă odihnă aceasta? Că am stat și tă m-am gândit tătă ziua astăzi și tă m-am rugat: Doamne, mă rog, Doamne, dă-mi un cuvânt, Doamne, ca să pot, Domnul meu, Doamne, să aduc un cuvânt de înviorare pentru poporul tău. Odihna. Ce se întâmplă după ce ești odihnit? Ți-ai revigorat trupul. Wow, dintr-o dată ești fresh. Dintr-o dată ești bine, dintr-o dată ești energic, dintr-o dată ai primit din nou înapoi putere, dintr-o dată îți dorești să faci lucruri înapoi, o iei mâine de la capăt, din nou poți să faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut, din nou poți să mai conduci 20 de ore, din nou poți să mai cureți o casă într-o zi întreagă, din nou mai poți să spargi lemne, din nou mai poți să mai alergi dacă ești într-o activitate sportivă, dar din nou poți să faci lucruri după odihnă, dintr-o dată începi să fii revigorat și lucrurile încep să e din nou viață, aduce prosperitate, aduce putere, aduce înviorare. Este momentul acela. Ce face legământul cel nou? Când Hristos Domnul vorbește: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ce face legământul cel nou? Legământul cel nou nu face altceva decât prin Duhul Său cel Sfânt, prin Duhul lui Hristos, nu face altceva decât ne dă viață în fiecare zi. De câte ori ne-am venit în locul acesta și am fost ploiați, nu de ploaia aceasta naturală, așa ploiați de lucrurile cu care ne confruntăm. De câte ori ne-am venit aici doborâți, de câte ori ne-am venit aici fără
putere. N-am putut să strigăm nici amin, nici aleluia. N-am putut să zicem nimica. N-am putut să cântăm cântări de laudă. Dar aici Hristos, prin Duhul Său ce Sfânt, ne-a revigorat, slăvit să fie Domnul. Și am mers încă o zi, și am mers două zile, și am mers o săptămână. Și din nou a venit în prezența lui Dumnezeu. Și din nou Hristos a început să te revigoreze. Din nou Hristos a lăsat o dină peste viața ta. Din nou a început Domnul să-ți dea putere mădularilor tale. Din nou ai început să spui: Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul meu. Îți mulțumesc că ești cu mine. Îți mulțumesc, Doamne, că nu mă lași. Îți mulțumesc, Doamne, că ești acela care mi-ai promis, Doamne, cu niciun chip nu te voi părăsi. Lăudați să fie numele Domnului. Asta face Hristos Domnul. În momentul când zice: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați, toți aceia care vreți o dignă pentru sufletele voastre, veniți aici. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care continuă și spune în felul următor: că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Nu numai că găsești o dignă pentru sufletul tău, numai că în fiecare zi, 24 de ore, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este valabil pentru tine și pentru casa ta. Numai prin faptul că Dumnezeu este acela care este gata ca să te ridice din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, sentimental, a voinței și așa mai departe. Dar Dumnezeu este acela care vine și spune: luați jugul meu, versetul 30, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și acum revenim la introducere, când vă spuneam că vedeam acel bou care trăgea carul și era vițelul acela de un an de zile care credea că trage, dar el nu trăgea nimica, mama lui trăgea tot. Când te angrenezi în jugul lui Hristos, frumusețea este că legământul acesta nu este legământul unui om. Nu este un om care a creat acest legământ. Legământul acesta este al lui Hristos, lăudat să fie Domnul. Și când faci parte din împărăția lui Dumnezeu, Hristos este acela care sarcina ta o ia El și ți-o dă pe a Lui. El a rezolvat absolut totul. El nu mai are nicio sarcină. În momentul când o zis s-a terminat, da? În momentul acela s-a isprăvit, în momentul acela a isprăvit toată lucrarea pe care trebuia să o facă pe pământ. Și a luat robia robă, a nimicit moartea, a luat cheile locuinței morții. El este Domnul, El este Stăpânul, El este totul. Și acum El este la dreapta lui Dumnezeu. Unii dintre evrei spuneau în felul următor: când Hristos te cheamă în odihna Lui, vorbește despre lucrul acela viitor care avea să se întâmple. Vorbește despre revenirea Lui când vom intra în odihnă. Într-o anumită măsură lucrul acesta este adevărat, dar nu total. Alții vineau și spuneau în felul următor: intră în odihna Domnului a șaptea zi și în ziua aia te odihnești și nu faci nimica. Nu la asta s-o referi Hristos. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre odihnă. Că odihna aceasta este odihna pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru fiecare dintre noi. Evrei capitolul 4, versetul 1 spune în felul următor: să luăm dar bine seama ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Câtă vreme există legământul pe care Hristos l-a făcut, care oferă odihnă, acel legământ care oferă revigorare, legământul care oferă viață, pentru că în singurul legământ există viață, nu mai există în alt legământ viață. În legământul cel vechi a existat legea. Atenție! Legământul cel nou există Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este viață, El este Duh de viață, El este Harul lui Dumnezeu care ne cheamă pe fiecare dintre noi să putem să trăim în veacurile de acum, da? Cu cumpătate evlavie, o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Acum este legământul și Hristos încă mai face chemarea aceasta și spune: vino la mine, câtă vreme este legământul acesta în picioare. Că va veni o vreme când Hristos, Domnul, va veni pe norii cerului și atunci oamenii o să zică: vreau și eu să intru în legământ, va fi prea târziu. Vreau și eu să ajung în împărăția lui Dumnezeu, va fi prea târziu. Astăzi este ziua când Hristos cheamă oameni la pocăință. Astăzi este ziua când Hristos cheamă pe oameni ca să primească o dignă pentru sufletele lor și să poată să vie din punct de vedere spiritual vii, să poată să înceapă să se închine lui Dumnezeu și să-i slujească lui Dumnezeu. Mâine va fi prea târziu. Mâine s-ar putea să fie
să nu mai ai nicio zi. Mâine s-ar putea să nu mai prind ziua de mâine. De aceea ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi și să înțelegem că jugul lui Hristos este bun, sarcina lui este ușoară. Imaginați-vă acel car care este tras și tu ești angrenat acolo în el și te uiți în carul acela și vezi atâta greutate a unei împărății puternice. Și deodată zici, wow, trag și eu la carul acela, dar de fapt tu nu tragi. Că de fapt cel care îl trage este cel care este atotputernic. Numele lui este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dumnezeul nostru este acela care are toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ și nimeni nu este ca el. Și el este cel care te invită și pe tine să tragi la carul său. Te invită și pe tine să iei jugul său. Sarcina lui care este ușoară, sarcina lui care este bună. De aceea această seară este o seară în care Dumnezeu, cred că fiecare dintre noi ne-a vorbit și fiecare dintre noi ar trebui să ne facem o autoevaluare, să vedem fiecare dintre noi la ce tragem, care este jugul la care tragem. Tragem la jugul lui Hristos, suntem angrenați, iar dacă suntem angrenați, lucrurile care ți se întâmplă, de ce ți se întâmplă? Puneți întrebarea asta, oare ceva ai făcut ce nu a fost bine înaintea lui Hristos? Ceva s-a întâmplat în viața ta unde ai scăzăminte? S-a întâmplat ceva care denaturează relația ta cu Dumnezeu? Iar dacă îți dai seama că nu există nimic compromis în viața ta, atunci începe și rogă-te împotriva oricărui lucru cu care tu te confrunți și în fața căruia nu poți să faci față. Pentru că Dumnezeu este acela care fiecare dintre noi ne-a îngrenat la jugul său, ne-a dat sarcina sa, i-a fost acela care pe fiecare dintre noi ne-a făcut ca să înțelegem că de fapt sarcina lui este bună și ușoară, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și această rugăciune să ne rugăm fiecare dintre noi să venim înaintea Domnului să-i mulțumim în primul rând că suntem copii ai Săi care am ales să fim angrenați în jugul Său. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru momentul acela când te-a chemat pe tine, când te-a chemat pe tine și ai spus iată-mă Doamne, și mulțumește lui Dumnezeu că El este Cel care te-a ajutat ca să poți să tragi jugul acesta bun și sarcina Lui care este ușoară, și să-i mulțumești lui Dumnezeu care îți dă o dignă sufletului tău. Și chiar dacă va mai fi momente când treci prin anumite probleme, dă-i slavă lui Dumnezeu, pentru că tot Domnul este Cel care păzește sufletul tău. Tot El este Cel care are grijă de sufletul tău. Vă aduceți aminte de Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Ce face? Îmi înviorează sufletul, te regenerează, te revigorează. El este Cel care nu face altceva decât lasă pace în viața ta, să poți să mergi mai departe, pune bucuria mântuirii în viața ta și inima ta să poți să strigi Ava, adică Tată, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta, haideți să ne rugăm ca Domnul să lucreze. Ne rugăm și pentru cei care n-au fost cu noi, ne rugăm pentru cei care ne-au urmărit și toți împreună să putem să facem sfântă voia lui Dumnezeu, să fim angrenați în jugul Său.